Joi 23 noiembrie la Târgul de Carte Gaudeamus, la standul editurii Herald, cum spuneam, un nou eveniment, Călătorie spre centrul ființei, lansarea cărților Fii ceea ce ești și Imortalitate conștientă de Ramana Maharishi. Salutăm cu această ocazie și pe doamna Viorica Weissman, traducătoarea multor texte valoroase din opera lui Ramana Maharishi și cea care ne ajută, care ajută editura Herald în mod susținut în dezvoltarea unor relații armonioase cu ashramul din Tiruvannamalai. Sper că am pronunțat bine colegul Mihailiță. Invitații din această după-amiază, care avem onoarea să avem alături de noi, este vorba despre doamna Elena Liliana Popescu, doamna Simona Grația Dima, George Petre și colegul meu Mihailiță. Doamna Elena Liliana Popescu, traducătoare a multor volume, poetă, profesor universitar. De asemenea, doamna Simona Grația Dima, poetă, eseistă, critic literar, traducătoare, publicistă. Foarte pe scurt și despre George Petre, cofondator și director de programe, Asociația Aletea, Centrul Anahata, președintele Asociația Budista Theravada din România și colegul meu Mihai Liță, coordonator a mai multor colecții din portofoliul editurii Herald. Pentru doamna, prima întrebare pentru doamna Elena Liliana Popescu, pentru că tocmai am încheiat precedentul eveniment, hai să-i spunem, și nu cred că spun exagerat, că a fost un regal de poezie în mai multe limbi. Eu ca poet am rezonat foarte mult cu acest poem, Dacă. Sunteți poetă, traducătoare și iubitoare a învățăturilor lui Bhagavan. Cum se împacă cele trei ipostaze? Care este legătura între mesajul învățăturilor lui Ramana Maharishi și poezie sau artă în general? În spectacolul diversității lumii, toate par distincte, diferite, pe de altă parte, prin esența lor, toate sunt una. Dintr-un anumit punct de vedere, sigur, omul se poate manifesta pe diferite planuri, în anumite ipostaze, însă, de fapt, el este același. Sau chiar dacă manifestările sunt distincte, el este același în tot ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, nu văd nicio contradicție, cum nu există, cum unii credeau că venind din zona matematicii scriu poezie, nu este nicio contradicție, cum, de exemplu, te poate atrage o anumită învățătură fără să intri în contradicție cu alta, pentru că, până la urmă, toate descriu același lucru. Și în momentul în care descrii ceva, n-ai cum să nu fii imperfect, pentru că, de fapt, tăcerea este cea mai cuprinzătoare și, cum am scris eu odată într-un anumit moment, că toți poeții nu fac altceva decât să încerce să descrie tăcerea. Acum aș merge mai departe și aș spune că poate noi toți încercăm să descriem tăcerea, numai că acest lucru nu este atât de simplu pe cât pare, sau poate nu e atât de complicat pe cât e de simplu. Cum l-ați întâlnit pe Ramana Maharishi? Eram studentă și cel care urma să devină soțul meu mi-a dat o carte să o citesc, care era exact India Secretă a lui Paul Brunton, și mi-a atras atenția descrierea maestrului, pentru că el după aceea s-a mai dus și la alți maestri, pentru că menirea lui era să caute și să pună la dispoziția cititorului mai multe moduri de a încerca să ajungă în același loc. De aceea cred eu că el nu s-a oprit acolo, pentru că putea să se oprească acolo. Ramana era un maestru care descria cu foarte mare simplitate și
și prin tăcere, ceea ce era lucrul cel mai greu, adică prezența lui l-a fascinat, exprimarea lui a fascinat și pe cititor, care eram eu atunci, și pe alți cititori mai târziu, poate care au fost, dar nu numai asta, că una este să citești, una este să fii iubitor a ceva și una este să încerci să înțelegi și să încerci să nu te depărtezi de punctul central care te-a atras în momentul acela. Și mai precis, să-ți dai seama că pentru a ajunge să te cunoști, că până la urmă acesta este scopul nostru pentru care venim aici, trebuie să... căutarea noastră trebuie să fie conștientă, hotărâtă și să încerci să nu te depărtezi, de fapt prin forța lucrurilor nu o să te depărtezi, pentru că oricât de mult ai ocoli, până la urmă ajungi tot acolo. Doamna Simona Grația Dima a dăruit limbii române o traducere a unei biografii a lui Ramana Maharishi, Calea Cunoașterii Supreme, scrisă de unul dintre discipolii lui, Arthur Osborne. Cum ați intrat în contact cu învățătura lui Ramana Maharishi? Chiar prin această carte care mi-a fost dăruită de cineva care venea exact de la ashram, de la Tiruvannamalai, și căruia i-am fost recomandată că aș putea o traduce și a venit exact la mine. Deci a fost o surpriză extraordinară. Vorbiți-ne puțin despre principalele repere biografice ale lui Ramana Maharishi, pentru a fi cunoscut poate mai bine de publicul cititor din România. Sigur, Ramana Maharishi este un sfânt, un înțelept exemplar, cu o viață foarte simplă, un om despre care nu poți nici să vorbești aproape, de o asemenea puritate, de o asemenea bunătate, de o asemenea generozitate divină, într-adevăr, încât, cum să spun, nici nu poți să vorbești. Vorbirea este prea strântă pentru a exprima ceea ce este el. Și tot așa de simplă este filozofia lui, dar tot atât de profundă și absolută este realizarea lui, pentru că el nici nu se considera un învățător, el considera că toate ființele, tot pământul, tot universul sunt în esența lor spiritualitate și prin cunoașterea sinelui, prin cunoașterea acestei entități, acestui eu suprem, care a fost numit încă din antichitate și descris în Upanishade, așa, în măsura în care se poate vorbi despre acest subiect, deci tot universul, toate ființele se reduc până la urmă la acest sine, la acest eu suprem, care nu este acela al lumii, ci este sursa din care lumea izvorăște. Și tocmai că el a fost de o asemenea simplitate încât nu a avut propriu-zis un învățător, deși el a spus că întotdeauna că a avut, dar totuși la 16 ani, în mod brusc, și în biografie și în toate biografiile lui faptul se povestește cu limpezime, a avut senzația că va muri. De aici pornește totul. Era un copil absolut obișnuit, în sensul că mergea la școală, avea o familie frumoasă, era un tovarăș de joacă pentru prietenii săi, dar a avut senzația morții și atunci a spus, se pare că voi muri, dar mă împac cu această idee. Și împăcându-se cu ideea morții, s-a așezat pur și simplu la pământ și a trăit moartea, rămânând conștient. Simțea cum parcă ființa sa fizică, psihică, psihologică, biologică se duc, dar totuși fundalul acesta al experienței omenești rămâne. El rămâne nemișcat, rămâne gânditor, rămâne static, rămâne staționar, el însuși. Și moartea a trecut și l-a lăsat ca sine. Deci el n-a mai fost eul dinainte, ci a fost sinele suprem, ca să zicem așa, adevărata sa identitate, cea spirituală. Și de aici el s-a simțit obligat, a simțit chemarea irepresibilă de a se reuni cu muntele Arunachala, care doar în aparență este un munte, el fiind de fapt
înființarea ca munte a lui Shiva, care este, sigur, o divinitate din triada hindusă și care este considerat cel mai profund, să spunem, componentă, cea mai profundă componentă acestei triade, pentru că nu are început nici sfârșit. De aceea el este înfățișat ca un fascicul de lumină, care nu are început, nu are sfârșit. El este și muntele Arunachala, care de cei văzători este perceput ca un munte de lumină, ca o lumină, mai bine zis, mai mult decât ca un munte. Și toți s-au descris așa, toți văzătorii. Și pornind acolo, și-a început aventura, sau mai bine zis, a desăvârșit-o. Ea începuse acasă, începuse acasă atunci cu depășirea momentului morții, dar mergând pe munte, a avut diferite etape, a fugit. Practic, el a fugit de acasă, a lăsat un bilet și nu a dorit ca părinții săi și, adică, mă rog, familia, o familie mare, să-l mai caute. Tatăl său murise, cred, dar mama lui totuși l-a căutat și l-a găsit. Și au mai fost și un unchi care a venit, au venit apoi frații. Până la urmă, mai mulți s-au stabilit la ashram, mama lui fiind cu el, căutându-l, până la urmă n-a mai respins-o, ci a acceptat-o doar ca discipol, și fratele lui, unul din ei, a devenit sarvadicari, adică administratorul ashramului, și totuși el nu a fost un cap de familie, ceea ce ar fi contravenit unei tradiții hinduse a detașării, ci a fost acolo ca un maestru cu discipol, totuși el neconsiderându-se maestru. El îi vedea pe toți egal, dar lumea venea în mod irepresibil să-l caute. Asta este esența, că el le dăruia tuturor nu o învățătură abstractă, ci realizarea sinelui, care era pentru toți o sursă de viață, de îmbărbătare, și toți se simțeau minunat în preajma lui. Deci el nu i-a chemat, nu a dorit să îi subjuge cu nimic. Dacă voiau, veneau, dacă de asemenea persevereau, erau bine primiți, dar el nu a silit pe nimeni niciodată. Din potrivă, el ar fi preferat să fie singur și să eventual să trăiască singur, pentru că era mai ușor. Așa el trebuia să facă față la sute, la mii de oameni care veneau să-și spună păsurile și el le repeta mereu aceeași lecție a cunoașterii sinelui pe propria sa osteneală, pentru că și-a răpit din, sigur, din răgazul contemplativ și s-a pus cu toată ființa la dispoziția tuturor. Cam asta ar fi foarte pe scurt. Mulțumesc mult, doamna Simona Grația Dima. Am să continui cu un citat. Bhagavan spune despre Buddha: Buddha a fost acuzat pe nedrept de ateism, deoarece a negat existența unui substrat. Este adevărat că sinele este atât totul, cât și nimicul. Ca materie el constituie fiecare formă, însă în calitate de sine abstract, de vid din care izvorăște materia, el este nimicul. Materia este reală într-un sens restrâns și în mod relativ, întrucât originea ei este realitatea însăși. George Petre, cum comentezi acest citat? Da, mulțumesc, Sorin Petre. Înainte să dau un răspuns, ar trebui să înțelegem care ar fi esența dării lui Rama. Și ar trebui să înțelegem că abordarea nu este una teoretică, dar este în mare una practică. Ce mai zic pe mine când am întâmpinat această învățătură este faptul că Ramana nu ne dă un răspuns. Ramana ne dă o întrebare. O întrebare care este cheia, care este esența tuturor spiritualităților. Și întrebarea este una foarte simplă. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Și de ce este o întrebare interesantă? Pentru că presupune un lucru, are un lucru foarte interesant de sub. Presupune că nu știm cine suntem. Și înainte să vorbim despre teorii și chestii foarte efemere și frumoase, întrebarea lansată de Ramana în aceste două cărți și în toată învățătura lui este: cine sunt eu?
Și aici presupunerea este următoarea. Presupunerea este că noi suntem o ființă care nu știe esența. Noi suntem ceva care presupunem că știm ce suntem, dar în mod fundamental suntem separați de esența noastră. Adică, în mod fundamental, există o breșă între ceea ce apar a fi și ceea ce sunt. Ramana ne dă un mod de a trece dincolo de această breșă printr-o întrebare. Acum, toți așteptăm un răspuns la întrebarea cine sunt eu, dar orice răspuns am dat, orice teorie am dat, fie că e Buddha, fie că e Iisus, este doar o teorie. Doar o teorie și putem discuta teorii la nesfârșit. Ramana ne propune o experiență. Prin această întrebare, momentul când am putut să o ducem la capătul ei, putem avea experiența realității. Și experiența realității, până la urmă, este mult mai valoroasă decât orice teorie. În ce constă caracterul peren al învățătorului Ramana Maharshi și faptul că învățăturile lui, pline de înțelepciune, sunt actuale la 60 de ani de la moartea sa? Exact în ce am spus acum, faptul că suntem, poate, putem defini ființa umană prin o definiție ok, dar interesantă. Ființa umană este singura ființă care nu știe ce este. Ok, un lup știe ce este, o vrăbioare știe ce este, e o vrăbioare, un lup e un lup, nu are niciun fel de dubii, nu întreabă, ok, trebuie să mănânc cu aia asta sau trebuie să mănânc cu aia cealaltă. Un lup știe ce vrea. Ființa umană este ființa care are nevoie de autodefiniție în fiecare moment al existenței. Deci asta era adevărat acum 2000 de ani, era adevărat acum 30.000 de ani, când am făcut primul foc și ne-am întrebat despre ce e vorba, de ce, cine suntem, ce suntem. Și întrebările astea ne-au condus de-a lungul evoluției noastre. Prin filozofia presocratică, la iluminism, la abordare. Rămânem toți cu aceeași întrebare și încă o dată răspunsul nu este o teorie, pentru că avem tone de teorii. Răspunsul este o experiență care este aceeași, fie că a fost acum 30.000 de ani sau fie că este astăzi. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-l întreb pe colegul meu, Mihai Liță. De fapt, aș vrea să ne vorbească despre legătura existentă între învățăturile lui Ramana Maharishi și alte practici spirituale similare ale altor tradiții. Și înainte să vorbești, vreau să facem schimb de microfoane, pentru că ăla e mai... Pe mine mă ajută vocea mai mult. Da, și pe mine mă ajută vocea, dar nu o să o folosesc în forță, așa. Vreau să vă spun că am emoție, prima mea intervenție. Ramana, dacă ar fi fost aici, ar fi întrebat cine este cel care are emoții. Iar eu, dacă mi-aș fi răspuns, n-aș mai fi avut astfel de emoții. Știți cumva că nu se află aici? Nu, mă refeream la prezența sa fizică și la răspunsul. Eu mă refeream la prezența sa. Da, asupra acestui fapt. Așa, ca să revin la întrebarea lui Sorin. Ramana Maharishi este actual în permanență pentru că reprezintă, este întruparea unei învățături autentice. Și orice învățătură autentică este congruentă cu oricare altă învățătură autentică. Eu am ales două puncte ca să-ți răspund la întrebare. Ramana vorbește, de exemplu, despre inimă. Despre inimă nu ca organ fizic, ci ca centru al ființei. Acest concept de inimă spirituală se regăsește în foarte multe dintre tradițiile lumii, plecând de aproape către departe, prima pe care o întâlnim este tradiția noastră autohtonă isihastă. Avem conceptul de inimă calb în tradiția sufită. Avem conceptul de hridaya, eu sunt cu teoria... George știe, în tradiția șivaită, cașmiriană, care mai are încă un termen pe care o folosește și Ramana, termenul de madhya, adică de centru sau de mijloc, de ax central, care din nou este nelocalizat. Avem practic în cam toate tradițiile spirituale se caută acest centru al ființei. După aceea, Ramana Maharishi a învățat prin tăcere.
Deci este lecția cea mai importantă. El este un muni și un mauni, ca să fac un joc de cuvinte. Muni înseamnă înțelept în limba sanscrită, mauni este cel care tace. Deci cele două sunt înrudite și nu întâmplător, pentru că limba sanscrită e construită în acest fel. Învățătura lui esențială era tăcerea. Discipolii stăteau în prezența sa și el tăcea și în această tăcere își găseau temeiurile existențiale. Pentru că era o tăcere rodnică, nu este un vid, un gol, este o tăcere plină de potențialități. Pentru că este tăcerea realității ultime. Din nou, această tăcere o regăsim în multe din tradițiile lumii. Din nou, tradiția isicastă e cea mai apropiată de noi cu această tăcere, pentru că isichas vine de la grecescul eschia, care înseamnă chiar liniște. Și așa mai departe. Deci învățătura sa este congruentă cu toate aceste tradiții ale liniștii și găsirii centrului, în forma specifică ce își trage esența din toată învățătura vedică, upanishadică și așa mai departe. Nu există nicio erezie, deși în India nu există termenul de erezie, dar nu există nimic atipic în învățătura lui Ramana. Se aliniază inclusiv cu învățătura rișilor vedice. Îți mulțumesc și pentru că doamna Elena Liniana Popescu mi-a sugerat, mă rog, calitate de poet, pentru că avem și volumul Introspecția. Un comentariu foarte interesant pe coperta 4, dânsa ne va povesti despre asta. Înainte de a vă da cuvântul, aș vrea să vă întreb, de ce credeți că s-a folosit Ramana Maharishi de poem pentru transmiterea învățăturilor sale? Poemul, la origine, este modalitatea prin care se putea transmite o învățătură. Pentru că oamenilor care o ascultau, mai ales că și poezia atunci se supunea unor reguli stricte și nu era ușor să exprimi în poezie ceva, dar ei chiar și aveau ce să spună prin poezie și era mai ușor să rețină o învățătură dacă ea avea această modalitate, adică păstra rimă, ritm și așa mai departe. Asta este caracteristic scrierilor sfinte care la început s-au transmis pe cale orală și era mai ușor să se rețină și să se reflecteze asupra lor. El nu a preferat într-un fel sau altul, că așa cum instruia prin tăcere, instruia și prin cuvintele pe care le spunea atunci când era solicitat. În momentul, el a fost unul din înțelepții care n-au mers prin lume cum au fost alții. Și a stat acolo, dar au venit cei care, unii dintre ei se considerau discipoli, alții vreau să își găsească balinare, răspuns la anumite probleme pe care îi frământau și ei veneau și au venit printre acei oameni, poate unii anonimi, au venit și personalități ale acelor ani. Nu are sens acum să îi nominalizăm, dar un viitor președinte al Indiei a fost atunci și a cerut unele lămuriri pentru a se înțelege mai bine pe sine, pentru că toate aceste turburări ale oamenilor, ele apar tocmai pentru ca să apară niște, tocmai ca să lupte pentru a le clarifica și în felul acesta a se apropia mai mult de acest centru al ființei, cum s-a spus aici, această esență, această natură proprie, se mai poate spune, a fiecărei ființe, deci care se află în fiecare dintre ele. Ceea ce un animal, o plantă, prin viața ei, prin care se supune unor reguli nescrise, omul, prin liberul lui arbitru, încearcă să se revolte. Dar și revolta are rolul ei, pentru că prin revoltă el încearcă, se izbește de o serie de dificultăți și încercând să le clarifice, ajunge în mod conștient, ceea ce este o etapă mai dificilă. Deci, spre deosebire de animal și plantă care se supun în mod natural, dar care n-au ajuns la acel nivel de conștientizare, sau poate au ajuns și nu știm noi, pentru om este această sarcină grea.
pe care oricât ar evita-o, tot ajunge la ea, la această mare problemă a existenței, și anume de a înțelege cine este el, de fapt. Și Ramana sugerează că, de fapt, fiecare om trebuie să facă acest lucru în mod conștient și va găsi răspunsul pe care îl caută. De fapt, noțiunea de întrebare-răspuns, pe măsură în care noi încercăm să ne răspundem la anumite întrebări, cei care o fac în mod conștient știu că apar alte întrebări și iar dau o serie de răspunsuri care iar sunt niște etape, de fapt, în căutarea răspunsului propriu-zis, adevăratului răspuns, care el stă acolo și așteaptă. Și noi doar trebuie să sezizăm că există, că este, că ne așteaptă și că, de fapt, noi suntem cine, de fapt, suntem. Dar noi, până să înțelegem asta, ne identificăm cu corp, cu minte, cu tot felul de fațete ale unei personalități prin care ne exprimăm pe acest pământ. Dar, de fapt, treptat, începem să ne dăm seama că noi nu suntem asta, nu suntem asta, nu suntem asta, dar cine suntem noi? Și până la urmă, dacă vom persevera, vom afla. Doamna Simona Grația Dima, revenind la cele două... Moțiunea de vină nici nu există. În momentul în care o conștientizez, practic ea dispare la nivelul ăsta de înțelegere. Eu am vrut doar atât să vă spun că pe la începuturile, când Aurelian Scrima construia această editură, da, eu aveam o traducere a întrebărilor și răspunsurilor. Deci înțeleptul de la Arunaceală, așa a apărut până la urmă, o aveam tradusă de-a lungul a mai multor zeci de ani, care nu se punea problema să fie publicată înainte, iar după ne-am întâlnit și prin Ramana, de fapt, ne-am întâlnit și am avut lungi conversații, el, adică soțul meu, Aurelian Scrima și cu mine, și tot am căutat să vedem cum se poate ca să apară într-o condiție cât mai bună acea carte. A apărut în două volume, le-am avut eu la mine, dar nu le-am acum în față, și carte care s-a epuizat în timp și care acum avem un proiectul nostru să apară. 20 de ani sunt niște ani în care totuși considerăm că pentru generațiile care au venit ar putea fi din nou. Pentru că ce se întâmplă? Cărțile, maestrii de fapt nu au scris, dar cărțile în care se adună, se înregistrează răspunsuri ale lor în diferite ocazii, ele constituie învățătura lor. Și învățătura unui adevărat maestru este actuală. E tot timpul actuală. Deci nu putem spune că a trecut timpul peste ea. Și oriunde în lume, cei care caută același lucru vor găsi în învățătura unui maestru autentic exact de ce au nevoie. Aici este vorba despre o altă carte pe care am tradus-o. De fapt, sunt două incluse aici. Este vorba de introspecția, cea care, tot așa, pe bucățele de hârtie, pentru că el păstra tăcerea, dădea niște răspunsuri unor oameni care îl asaltau ca să găsească răspunsuri la acele întrebări. Și acele au fost consemnate, adunate și până la urmă au constituit o carte care a fost, de fapt, o broșură, dar care de o concentrare foarte mare și care exprimă o experiență autentică. Pentru că 16 ani, noi zicem că dacă avea 16 ani, da, sigur, se comporta la prima vedere ca un copil obișnuit, dar acolo era altceva. Și așa că putea la 21 de ani, când s-a scris, când s-au adunat acele răspunsuri, să constituie introspecția, care vă spun drept că a fost foarte greu să fie tradusă, pentru că e foarte concentrată. Cu ocazia obținerii dreptului de a publica introspecția, cei de la Ashram mi-au trimis mai multe cărți, printre care înțeleg de la așa, la, să zicem, sub forma covorbirilor, și mi-au trimis și poemele și încă alte cărți la care încă mai lucrez. Unele sunt terminate, dar de tradus, finalizate, dar nu au apărut încă. Și în general m-am concentrat pe opera lui, pentru că de fapt sunt scrieri făcute după
și unele și verificate de el. Deci, așa. Și atunci aș vrea să vă citesc, pentru că a venit vorba aici, pentru că m-ați întrebat despre Ramana. Am scris pe copertă atunci, la vremea aceea, despre el. Prezența lui Sri Ramana Maharshi, manifestată prin învățăturile sale, va oferi în tăcere cititorului însetat de adevăr răspunsul la întrebările sale nerostite. Tăcerea învățătorului este învățătura spirituală cea mai puternică, cea mai explozivă. Este de asemenea forma sublimă a grației. Fiecare om are dreptul, dar și datoria de a se cunoaște. A te cunoaște pe tine însuți înseamnă, aici este citat, a te cunoaște pe tine însuți înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu, iar a căuta pe Dumnezeu în afară, părăsind pe Dumnezeu aflat în interiorul inimii, este ca și cum, aruncând o perlă veritabilă, ai căuta apoi o mărgea fără preț. Cititorul atras de introspecție poate reflecta asupra răspunsurilor date de Sri Ramana Maharshi unor întrebări fundamentale ale existenței, să remarce forța sa spirituală, cunoașterea profundă, măreția exprimată prin simplitate. Asta am simțit nevoia să scriu atunci, cu ocazia publicării acestui volum, care a fost prin 2006. 2006 publicat, deci acum 11 ani. Doamna Simona Grația Dima, revenind la cele două titluri pe care noi le prezentăm publicului cititor astăzi, este vorba de Ficea ce ești și Imortalitate conștientă, de ce ar fi util sau de ce recomandați lectura acestor cărți ale lui Ramana Maharishi publicului cititor? Așa cum tot ce s-a spus până acum e valabil, învățăturile unui adevărat maestru sunt perene și nu sunt atinse de timp. Deci Sri Ramana Maharishi vorbește despre această esență supremă, despre natura adevărată a fiecăruia, care nu cunoaște dimensiunea timpului și a spațiului, deci nu cunoaște moartea. Și este a sălășlui în această dimensiune, înseamnă exact nemurire sau imortalitate conștientă, deci înseamnă sălășluirea nu în condiția pieritoare, ci în condiția spiritului nemuritor. Așa încât, de pildă, pot fi foarte tonice aceste scrieri, care într-un sens sunt ale lui Ramana Maharishi, dar în același timp ele sunt transcrieri ale unor convorbiri, căci el nu a dorit neapărat să lase ceva scris. Dar oricum, cuvântul său este mereu același, mereu îndeamnă spre cunoașterea acestei esențe, spre cunoașterea naturii proprii, și sunt tonice pentru că ele spun că toate aceste tristețe ale noastre, deci implicit noi deducem citind acest lucru, că toate melancoliile, tristețile, revoltele, toate acestea aparțin totuși condiției omenești și că a le depăși presupune totuși a te refugia în esența fără de moarte pe care o ai. Adică, sigur, noi, din punct de vedere omenesc, ne revoltăm, cunoaștem această împotrivire prin acțiune, dar și Ramana Maharishi spune că niciodată pe pământ nu a fost și nu este o dreptate deplină. N-are cum să fie o dreptate perenă, o dreptate absolută. El spune chiar că dacă noi am avea ochi și urechi să auzim, am sesizat și suferința și revendicările plantelor și ale animalelor. Toți au câte ceva de reproșat. Însă noi trebuie să ne refugiem în natura adevărată și atunci se vor soluționa aceste probleme de la sine. Și atunci sigur că esența, această natură adevărată pe care o redefinește și el, sigur, cu această triadă bine cunoscută în literatura de specialitate hindusă, în tradiția hindusă, Sat Chit Ananda, nu? Deci că natura noastră adevărată este
existență, este conștiință și beatitudine, această realizare va deveni una concretă. Adică una este să auzi aceste lucruri și alta este să le trăiești, să le știi prin propria revelație. Este totuși o mare deosebire și în aceasta constă lupta noastră. Adică să ajungem să nu spunem aceste lucruri fiindcă le-am citit, ci să ajungem să le spunem fiindcă le-am trăit. Și așa cum spune el la un moment dat, citând poate și alți înțelepți din tradiția imemorială a Indiei, așa cum o mamă nu uită niciodată durerile facerii, durerile în care și-a zămestit copiii, așa un om care are revelația adevărului se va referi la ea, nu la sursele intelectuale prin care a dobândit-o, ci la această revelație care este una cu sine, pentru că el a trăit-o. Și deci el îndeamnă și spune mereu și repet acest lucru, că nimeni nu poate în locul nostru să dobândească adevărul și revelația. Fiecare trebuie să lupte. Deci adevărul nu este un obiect care să fie luat și să punem mâna pe el și să îl ținem bine. Și dimpotrivă, este dezvărarea de obiect, dezvărarea de posesiune, dezvărarea de așteptări, este înțelepciunea de a lua viața așa cum vine, fără a dori să fie mai bună, mai rea, și de puterea de a răspândi dragostea noastră spirituală asupra tuturor, asupra evenimentelor, asupra înfățișărilor, cum spunea doamna Liliana, înfățișărilor atât de diverse ale lumii. Spectacolul acesta este un fel de iubire foarte fină și și nu declarativă. Este pur și simplu un fior al iubirii care se așterne peste toate cu egalitate. Deci asta sugerează Ramana să trebuie făcut. Deci nu acest mod de a fi foarte părtinitor al omului, care identificându-se cu binele, cu rău, cu plăcutul, cu neplăcutul, atrage ceva, respinge ceva. Ideal ar fi să nu respingem, să nu atragem, ci fixați în această natură adevărată, să ascultăm ce ne spune ea. Și practic atunci această esență de care spuneam Sat Chitananda, sub aspectul fericirii ultime, fericirii supreme, va străluci în noi de la sine. Adică vom vedea că în pofida atâtor suferințe și, mă rog, neîmpliniri omenești, pentru că sunt revoluții, sunt schimbări de regim, sunt nedreptăți, sunt flageluri, este foamete, este lipsă de pace, dar în pofida acestor lucruri există acest sine și natura umană în existența ei ultimă, spune și Ramana Maharishi, pe urmele unei mari tradiții, dar tradiție pe care el a experimentat-o singur, spune că fundamentul, deci, este fericirea. Totuși, omul este dator să-și caute fericirea. În pofida tuturor nefericirilor lumești, el totuși are posibilitatea să își caute fundamentul care îi va revela ceva indestructibil, nepieritor, și care va fi de asemenea pilduitor pentru toată lumea. Adică cel mai mare bine făcut omenirii, spune el, este acesta: să te cauți pe tine în tăcere și atunci răspândi asupra celorlalți ceva valoros. Dacă tu ești nefericit, nu o să poți să răspândești fericire, nici într-un caz. Deci vei putea, sunt mulți care vor să schimbe lumea, să o schimbe prin sisteme, prin discursuri. Ei, el spune, nu, aceasta este forma. Mai eficientă este tăcerea transcendentală, evident, care acționează la mii de kilometri, dincolo de spațiu, dincolo de timp, întâlnind inima spirituală a omului, transformă cu adevărat. Adevărat, acțiunea este interioară, este o transformare pe dinăuntru și duce la această sporire a fericirii și această detașare progresivă de toate mizerile omenești. Mulțumesc foarte mult, George! Imortalitate conștientă este titlul uneia dintre cărțile lui Ramana Maharishi. Este un titlu oarecum incitant, dar în același timp care invită la un soi de descifrare a titlului. Ce înseamnă acest titlu, imortalitate conștientă, și cu ce ar rămâne cititorul român după studiul, după lectura acestei cărți?
E o întrebare bună, pentru că nu eu am dat titlu. Dar, într-adevăr, este incitant și ne duce într-o oarecare direcție. Nu cred că putem încerca să dăm un răspuns teoretic sau un răspuns filozofic. Cum cred că suntem cu toții de acord, răspunsul este într-un tip de experiență. Și pentru această experiență, cărțile ne folosesc într-un fel de îndrumare, folosind o idee foarte simplă, folosind o investigare interioară, prin modul unei întrebări. În momentul când am putut liniști un pic mentalul, pentru că o întrebare care nu are răspuns, ca cine sunt eu, ok, pot intra într-un fel de narațiune, pot explica, dar niciun răspuns nu este satisfăcător. La un moment dat mă epuizez, nu mai am niciun fel de putere să dau niciun fel de răspuns, oricum toate răspunsurile ar fi false. Și în momentul când m-am oprit, dacă sunt îndeajuns de clar și îndeajuns de prezent, este posibil să întrevăd o părticică din natura mea adevărată. Și este această posibilitate de a întrevedea realitatea care este importantă. Toate indiciile, fie că sunt titluri, fie că sunt filozofii, ne duc câte o experiență a inefabilului. Acum, chiar în momentul când am experimentat acest inefabil sau cred că l-am experimentat, mai avem încă un pas, pentru că a experimenta conștiința, starea de conștiință pură, nu înseamnă că știi ce este. Știm că suntem această realitate, știm că suntem această conștiință, dar nu știm ce este. Și în al doilea lucru, iarăși la fel de important, în momentul când am experimentat această conștiență în noi înșine, această realitate, suntem foarte conștienți că ea există în lume. Aici, de multe ori facem greșeala să separăm spiritualitatea de existența lumii, de ecologie, de natură, care sunt așa de importante. Cea mai mare greșeală care am putea să o facem este să separăm spiritul de natură. Pentru că atunci suntem cu adevărat pierduți. Deci totul ne îndeamnă către o unitate adevărată, concretă, cu totul ce este. Inclusiv corpul, inclusiv natura, inclusiv ecosistemul din care facem parte. Spiritualitatea nu înseamnă nimic altceva decât această realizare. Îți mulțumesc foarte mult, George. Mihai, vorbește-ne despre dificultățile de receptare ale învățăturii lui Ramana Maharishi și, în general, ale spiritualității orientale pentru, hai să spunem, occidentalul contemporan, occidentalul modern. Aceasta e o întrebare foarte dificilă și delicată. Avem un framework foarte diferit de oriental. Ne datorăm acest cadru unei lungi istorii în două curente de idei importante care seamănă și nu seamănă, depinde cum interpretezi, cu acel cadru al orientalilor. Una dintre ele este cadrul filozofic al grecilor vechi, în care ne-am format și în care s-a structurat o întreagă cunoaștere academică pe care punem foarte mult preț. Celălalt, bineînțeles, este cadrul nostru autohton, religios, care este cadrul creștin. Paradigmele mari ale ambelor sisteme diferă într-o anumită măsură, cel puțin în aparență, de cele orientale. În esență, așa cum spuneam, toate căile se întâlnesc la vârf. Numai că pentru a înțelege acest lucru trebuie atins acest vârf. Occidentalul are o tendință mai pronunțată către egocentrism. Chiar aș spune că manifestă față de lumea din afara cărții lui o anumită aroganță. Pe vremuri, pe hărțile vechi, era o sintagmă, hic sunt leones, aici sunt lei, adică e un terra incognita. Și există chiar intelectuali importanți din România și din mediul acesta european care pun la oaltă cultura asiatică. Ceea ce, cu tot respectul, nu e exact același lucru.
În plus, din cadrul nostru creștin, ne vine o pronunțată raportare la divinitate ca având un caracter personal, de persoană treimică, în timp ce orientalul are diverse alte rezolvări metafizice ale acestui aspect. Pe de altă parte, așa cum s-a spus, au spus cam toți vorbitorii aici, în momentul când ne raportăm la elementul practic, lucrurile acestea se rezolvă. Și așa, ca o încheiere anecdotică, există o povestire frumoasă într-o carte a lui Daniel Odier. Într-o sicăstrie din Himalaya aveau sălașul atât taoiști, cât și budiști, cât și șivaiți. Și bineînțeles că atunci când acești oameni se plictiseau de meditație, fiindcă la ei raportul între meditație și viața activă e puțin invers decât la noi, aveau loc dezbatere aprinse de doctrină și așa mai departe. Iar în momentul când vreau să rezolve aceste dezbateri, intrau cu toți în tăcere, în starea de meditație, și toate aceste dezbateri se încheiau. Cred că aceasta e și esența învățăturii lui Ramana Maharishi. Aici se închide cercul, așa se rezolvă toate. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna Elena Liliana Popescu. Știu că lucrați la o nouă ediție a Convorbirilor lui Ramana. Cum a fost, să spunem, efortul de traducător și ce provocări ați întâlnit în traducerea acestei ediții? Efortul, nu e cazul să mai vorbim despre el, a trebuit să fie continuu, dar provocarea și ea a fost continuă, pentru că a traduce din învățătura lui este o provocare permanentă. Și în afară de versiunea care a fost publicată, cum am spus, acum 20 de ani, ea a fost revăzută în toți acești ani, tot felul de observații, toți care citeau, oameni avizați, așa, mi-au transmis anumite sugestii sau au pus unele întrebări de ce a fost tradus așa și nu altfel. S-au dat unele răspunsuri la vremea aceea, așa cum am considerat, și a fost completată cu un index și cu un glosar față de ediția de dinainte, care cuprindea totuși o bibliografie selectivă, pentru că bibliografia este destul de vastă. Noi ne gândim ceea ce ar putea fi, de fapt, acum este mai simplu să găsești o carte dacă vrei. Însă s-au scris și se vor scrie cărți, pentru că el a fost un fenomen spiritual, nu a fost doar o ființă care a trăit între anii vieții pământești. Pentru că a ajuns la acea cunoaștere care îți este dată doar după ce treci de pragurile necesare. În evoluție nu există salturi. În momentul în care examenul este trecut, poți să mergi mai departe. Și examenul, acolo, cei care te examinează sau cel care te examinează, este foarte sever. De fapt, ești tu însuți. Acel tu însuți pe care noi îl căutăm și pe care aspirăm să-l cunoaștem. Aș vrea să închei cu citirea unui poem pe care l-am scris și l-am publicat în acea primă carte pe care am publicat-o de poezie, eu ne publicând prin reviste până în anul la 1994, și am publicat direct în volum. Printre poemele respective am găsit unul care cred că s-ar potrivi cu ceea ce s-a spus aici. Se numește Realitate. Mă îmbrac în haina nemuririi atunci când stau în nemișcare și adânc în mine, în taina firii, privesc în pură așteptare. Vreun gând hoinar, când va să vină, îi spun să aștepte la hotar, căci doar când liniștea-i deplină, clipa nu trece în zadar. Și atunci tot ce mă înconjoară reintră în matca de început, iar lumea cu a ei povară nu o mai văd, a dispărut. Trecut, prezent și viitor,
se contopesc în neființă. Eu nu-s și sunt, mă înfior, transcend a minții neputință. Este o trăire, dacă vreți, exprimată atât cât am putut, cu priceperea pe care am putut să o am, pentru că, încă o dată, spun că încercăm să descriem tăcerea, orice cuvânt limitează, dar sunt necesare cuvintele, cum sunt necesare și faptele, cum sunt necesare și schimbările, pentru că legea transformării se manifestă, dar ea, paradoxal, coexistă cu legea stabilității, echilibrului, concentrării, dacă vreți, putem să zicem, într-un punct. Fiecare va înțelege acel punct, cum crede. Cu mesajul citiți cărțile lui Ramana Maharishi și mai ales cele prezentate de noi astăzi, este vorba despre ficii acești și imortalitate conștientă. Încheiem acest eveniment din această seară, călătorie spre centrul ființei, și le mulțumim invitațiilor noștri care au fost alături de noi, doamna Elena Liliana Popescu, Simona Grația Dima, George Petre și colegul meu Mihai Liță, și bineînțeles ne pregătim pentru un alt eveniment. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi.